Bun găsit, stimați telespectatori! A trecut ceva timp de când nu am mai continuat studiu prin epistola Sfântului Apostol Pavel adresată romanilor și nu uit niciodată să precizez și românilor de potrivă, dar a venit vremea să continuăm. Am ajuns la jumătatea epistolei. Epistola aceasta are 16 capitole și cei care ne-ați urmărit cu luni în urmă, deja pot spune, ați observat că am parcurs 8 capitole, 16 episoade până acum. Am bucuria de a putea continua de această dată studiul, pornind de la capitolul 9, mai ales într-o secțiune extrem de interesantă, 9, 10 și 11 deocamdată. Invitatul meu și al dumneavoastră este pastorul Nelu Mureșan din Turda, care este și coordonatorul național al unui sistem de educație biblică prin extensie. Bună revenire la Credo TV! Mulțumesc pentru invitație și sunt bucuros să revin. Sper că în perioada de izolare din cauza epidemiei, mai mulți telespectatori au vizionat programele de la Credo TV ca să găsească încurajare și o perspectivă biblică asupra situațiilor critice și dificile prin care Dumnezeu permite ca să treacă lumea. Într-adevăr, statisticile noastre arată că a crescut cu cel puțin 30 poate chiar 40% audiența și uh, vizualizările pe YouTube, pentru că majoritatea emisiunilor le avem și pe această platformă. Revenind la ideea de studiu, după cum foarte bine știți, uh, Cuvântul lui Dumnezeu este desemnat a fi și sabia Duhului și după cum se spunea în cursul navigatorii, încă în perioada comunistă se făcea acest studiu, o sabie poate fi prinsă cu și trebuie prinsă cu toate degetele. După cum știți, primul deget ar ilustra auzirea cuvântului. Aude omul cuvântul, meditează și caută să folosească sabia, nu prea are forță. În sfârșit, ca să nu lungesc explicația, lângă auzire trebuie adăugată citirea, studierea, memorarea și meditarea, și atunci poate fi folosit sabia așa cum se cuvine. Sunteți un om al studiului Bibliei. V-aș ruga să indemnați pe cei care ne urmăresc să facă același lucru, să plătească prețul studiului. De fapt, nu aș spune neapărat că este un preț mare de cost sau că este un mare sacrificiu să studiezi scriptura. În momentul în care te-a pus să faci asta, de fapt, îți dai seama că este un câștig personal. Pe măsură ce te adâncești și cauți profunzimile scripturii, înseamnă că tu ești cel care te hrănești pe tine. Nu poți să faci lucrul acesta, evident, dacă nu o faci printr un studiu sistematic, o perioadă de timp de consacrare, de dedicare și cu, bineînțeles, cu ajutorul și prezența Duhului Sfânt. E foarte important lucrul acesta și sunt convins că, de exemplu, dacă dintre telespectatorii Credo TV urmăresc genul acesta de emisiuni pe care noi îl promovăm, sunt oameni care iubesc Scriptura, sunt oameni care sunt interesați de profunzim și asta mă bucură. Și dacă ne uităm la aceste cinci degete, cu studiu, auzire, Citire, studiu, memorare, meditare, de fapt, era de la degetul mic la degetul mare. Cu studiu ajung cel mai departe. Ați materializat un studiu pe Apocalipsa. La ce alt studiu vă gândiți în continuare și spuneți-ne foarte pe scurt despre această carte? Da, nu o să spun prea multe lucruri. În sfârșitul toamnei anului trecut am scos cartea. Apocalipsa este un proiect la care am lucrat nu pentru a scoate o carte și studiez cartea Apocalipsa de aproximativ 30 de ani. În seminarele multe din țară și din străinătate am prezentat cartea Apocalipsei de câteva zeci de ori. În diferite locații. Până la urmă, pentru că oamenii mereu mă întrebau dacă nu am o carte, am scris uh, Cartea Apocalipsei. Mă bucur că a ieșit și vreau să vă spun că mulți mă întreabă de răpirea Bisericii. Și atunci, știind că subiectul Cărții Apocalipsei nu este răpirea Bisericii, am scris un capitol la finalul cărții de 20 de pagini, foarte scurt în paragrafe, prezentând cele trei perspective pre-mit și post-tribulaționist. Uh, e un proiect uh, care a apărut, la care țin de. Ca Mă bucur, am uh, un feedback bun din partea celor care au citit Cartea Apocalipsei. Din câte știu, este prima carte scrisă de un pastor român din România, mă refer din Biserica Pentecostală, pe Cartea Apocalipsei. Ei, proiectul la care lucrez acum este unul mai lung, este de o anumită amploare și este destinat strict acestui segment al oamenilor care vor să studieze scriptura. un pic mai profesional. Nu vă spun acum despre ce este vorba, dar deci, în 2-3 ani, de zile 4, dacă Dumnezeu îmi dă sănătate, vreau să ies cu deci acest proiect. Top secret, da. Nu top, da este deocamdată, mă rețin. Da. Uh, am în uh, Biblia Planului Profetic cu concordanță și explicații uh, un citat legat de Cartea Romani. Și haideți să revenim la romani. Uh, Sigur, acesta nu face parte din textul Bibliei, dar sunt anumite comentarii pe fiecare carte. Iar la romani găsim scrise următoarele, între altele, că sunt pagini întregi. Epistola către romani este magnum opusul apostolului Pavel. Nici una dintre celelalte scriere ale lui nu este la fel de bogată sau de organizată. În această scriere întâlnim de potrivă cunoștințele lui Pavel și cunoștința lui în arta de a le aranja într-un tratat de teologie sistematică. Dintre toate cărțile scrise cândva, aceasta este cea care a influențat cel mai mult evoluția și cursul gândirii creștine. Ea este alfabetul, cu ghilimele de rigoare, al credinței, dar nu se oprește aici, ci în profunzim se dovedește busola tuturor călătoriilor prin doctrinele Bibliei. Cum vi se pare această evaluare, apreciere a cărții după un studiu aprofundat și asupra românilor? Cred că este chiar puțin spus despre valoarea cărții acesteia. În același timp sunt oameni entuziasmați de Pistola către roman și sunt alții care nu prea sunt entuziasmați. Unii care au probleme și lupte să o înțeleagă sunt mai la început, dar au curajul să spună anumite lucruri. Eu iubesc această carte și cred, îmi place să spun că spre deosebire de ce a citit, este că Apostolul Pavel excelează nu prin capacitățile sale în această carte și așa cum spune el chiar în capitolul nostru pe care îl citim, prin măsura revelației pe care o are. Deci dacă este ceva excelent în această carte este profunzimea și dimensiunea accesului la revelația lui Dumnezeu din această înțelepciune de necuprins a lui Dumnezeu de care el însuși este uimit Că are acces la aceste bogății și dacă este grozavă această carte, este că Pavel a avut acces în profuzimile revelării adevărului. I-a permis Duhului Sfânt să-l ilumineze în această privință. Haideți să revenim puțin asupra întregii cărți, foarte succint, Aveți o ilustrație care s-a. o diagramă, mă rog, o imagine care am folosit-o și în unele din episoadele anterioare. Dacă vreți să revenim un pic asupra vederii de ansamblu și apoi vom merge, după cum spuneam la început, la capitolul 9. Folosim această diagramă despre care vorbeați cu scopul de a facilita ascultătorilor și celor care se uită și privesc la aceste emisiuni înțelegerea uh, pe ansamblu al cărții Epistolei către Romani. După cum uh, telespectatorii pot să vadă foarte bine în capitolul 1 și 2, uh, cu titluri foarte generale așezate, am vorbit despre nevoia mântuirii, situația în care Dumnezeu privește omenirea la începutul acestei epistole, când Apostolul Pavel se pregătește de a le, de a le aduce Evanghelia. În capitolul 3. Este prezentată soluția lui Dumnezeu pentru omul păcătos, adică neprihănirea care se capătă prin credință, și este conceptul în jurul căruia se învârte aproape tot ceea ce citim în această uh, carte, în această epistolă. În capitolul 4, Apostolul Pavel reușește și demonstrează cu succes faptul că și în Vechiul Testament a funcționat același principiu al credinței și nu al faptelor, folosind ca exemplu pe David, care știa și credea că este fericit de cel la cărui păcate sunt sunt acoperite, care nu mai credea că jerfele, aducerea de jerfe aduc iertarea păcatelor, ci credința că Dumnezeu este cel care iartă și pe Avram, a căror fapte Dumnezeu le-a socotit neprihănire. Capitolul 5 începe apoi cu beneficiile primare ale celor care sunt socotiți neprihăniți prin credință și am vorbit detaliat și invit pe ascultători să se întoarcă la cele episoade să vadă aceste beneficii extraordinare al creștinilor care au primit neprihănirea prin credință de la Dumnezeu. Din, capitolul, din partea a doua a capitolului 5 de la versetul 12 deja se intră în profunzimea teologică unde se vorbește despre rolul lui Hristos ca cel de al doilea Adam care deschide astfel posibilitatea ca Dumnezeu să socotească pe omul care crede în jertfa lui Hristos neprihănit prin credință. Capitolul 6 este un capitol extraordinar unde l-am numit triumful Harului pentru că dincolo de starea în care este omul, Harul lui Dumnezeu s-a arătat și dincolo de mulțimea păcatelor este suficient de mare să ierte păcatele, să-l facă liber pe omul care este dependent de păcat. Așa că noi nu trebuie să facem decât să murim de drept, să ne asociem cu Hristos în moartea lui și să avem astfel libertate față de păcat. Capitolul 7 ne propune nouă neamurilor și și evreilor alegerea unui alt stăpân nu o dau o religie. Nu o nouă religie, ci o nouă relație, metafora este un nou stăpân. Dacă am fost robe ai păcatului, să intrăm să fim robe ai Dacă am fost robe ai legii, să schimbăm și să devenim robe ai Am întrebat pentru că unii cred că schimbarea religiei e importantă, ori Biblia nu vorbește despre așa ceva. Are și schimbarea religiei rolul Rol. ei, dar de importanță vitală este schimbarea relației și intrăm într-o relație nouă cu un alt stăpân, alegem neprihănirea, alegem pe Dumnezeu, alegem pe Hristos care ne oferă neprihănirea prin credință. Capitolul 8 se leagă de finalul capitolului 7 unde este lupta și bătălia aceea dintre Duh și Fire, dintre faptele Firii și acțiunea Duhului Sfânt și atunci pentru omul acela care strigă uh, disperat, neputinciosul de mine, uh, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte, uh, izbăvirea vine în capitolul 8 unde se spune clar legea Duhului de viață în Hristos Iisus mai izbăvit de legea păcatului și a morții și tot ce face capitolul 8 este să, până la spre, uh, prima jumătate a părții din capitolul 8, este să descrie felul în care Duhul Sfânt intervine în procesul mântuirii, în eliberarea noastră, și apoi mai departe dezvoltă noua noastră identitate în Hristos și, spre final, ne duce spre o imagine fantastică desăvârșită lucrare a mântuirii pe care Dumnezeu prin Duhul Sfânt o lucrează noi pentru toți cei care cred în Isus Hristos. Și după ce ajungem în extraordinarele într-adevăr versete din capitolul 8, mai ales partea a doua, partea finală, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos și răspunsul este absolut nimic, ajungem în capitolul 9 care este un capitol destul de... Uh, controversat. Dar înainte de a merge la nouă, fără vreo diagramă, doar în câteva prezentări succinte, ce vorbesc celelalte capitole până la 16? Capitolul 9 la 11 formează o secțiune specială în mesajul epistolei și chiar în Noul Testament. În același timp nu putem vorbi de o paranteză sau de o eclipsă Acolo, care apare, ci mai degrabă de o aplicare practică a Evangheliei pentru situația specifică a lui Israel. Și și a neamurilor în paralel. Oarecum. Exact. Da. Uh, sigur, după ce încheiem această secțiune, capitolul 9 și 11, de la capitolul 12, autorul începe o secțiune practică, aplicativă. Am putea spune modul în care în viața unui credincios poate fi trăită acea viață a omului, poate fi demonstrată acea viață a omului care are deja neprihănirea căpătată prin credință. Și de aici încolo se vorbește despre felul în care relaționează, despre comportament, despre caracter despre toate lucrurile care sunt evidente în viața unui creștin autentic. Să revenim acum la secțiunea 9-11, cu prezentarea unor considerații generale cu privire la toate aceste trei capitole, și, în sfârșit, după 20 de minute de introducere, să intrăm și în primele versete din capitolul 9. Dar acum, dacă mai aveți ceva de adăugat legat. Foarte de... scurt, aceste capitole 9 și 11 nu pot fi considerate nici esența epistole către roman. asta este perspectiva pe care o am să spunem, cel mai important lucru este ce scrie aici în aceste capitole pentru că am ignorat tot ceea ce a fost planul lui Dumnezeu până la capitolul 8. Pe de altă parte, nu ar trebui să fie considerat nici ceva de genul o anexă, este ceva care este acolo, are valoare și importanță ei, dar cel mai bine ar fi să o ignorăm pentru că nu ne privește pe noi, e vorba de Israel, prima parte până la capitolul 8 a fost mesajul teologic și acum hai să vedem cum facem. Această parte a capitolului 9 la 11 cu de teme de interes maxim pentru cei care sunt preocupați de aspectele profunde ale înțelegerii Evangheliei, precum suveranitatea lui Dumnezeu, căderea și mântuirea lui Israel, atributul alegerii divine care este una dintre discuțiile foarte fierbinți în interiorul teologiei creștine legat de numărul de plin al neamurilor și alte lucruri de genul acesta. Sigur, mai ales capitolul 11 aluncă și o lumină escatologică în ceea ce privește evenimentele și relația lui Israel cu Dumnezeu, cu Hristos ca mesia și nu numai. Mesajul acestor capitole din nefericire este folosit pentru de unii pentru a, a, a Argumenta conceptul predestinării la mântuire și alții găsesc argumente foarte puternice în a demonstra că mântuirea este numai prin har, exclusiv prin har și nu exclude responsabilitatea fiecăruia în procesul acesta de a dobândi neprihănirea prin credință. Trebuie privit cu atenție și dacă privim cu atenție și luminați de Duhul Sfânt vom înțelege adevărul. Să mergem la primele trei versete, le voi citi, și apoi să vedem și maniera în care Apostolul Pavel, așa cum rezultă și din aceste prime trei versete, înțelege să uh, relaționeze cu cei care vor citi. Pot să spun să relaționeze în sensul de mod de uh, uh, adresare, modalitate de, de, de adresare care e specială. Să urmărim pe. Uh, ecran primele trei versete. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor, declară Sfântul Apostol Pavel, că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inima, aproape să doresc să fiu eu însumi anatema despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. De ce uh, are o astfel de adresare atât de, de empatică, să spun așa, atât de, de uh, emoțională chiar? Problema lui Israel pentru Pavel nu este doar o problemă de teologie, nu este doar o problemă profesională a lui care este chemat să fie apostol al neamurilor, deși era evreu, era una strict personală legată de națiunea din care provine de rudenile lui care sunt acolo și care nu au devenit încă creștini. Pasajul, așa cum a aș citit, începe cu această afirmare surprinzătoare, spun adevărul în Hristos și nu cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Cred că este pe de o parte atenționarea cititorului cu privire la faptul că subiectul abordat pentru el, pentru Pavel, este o certitudine. Deci tot ce va spune, tot ce urmează să spună este o certitudine și mai important decât asta este dimensiunea de revelație. Vine de la Isus Hristos, vine prin Duhul Sfânt, aceste afirmații care sunt făcute de Pavel trebuie luate ca atare. Noi putem interpreta cum vrem ceea ce ni se pare că spune Pavel și există foarte multe interpretări. Pentru Pavel era clar și în conformitate cu finalul dezbaterii de la capitolul 11 cu 33, el chiar exprimă această uimire și copleșire cu privire la fapt Că a, a avut permisiunea să pătrundă acest ocean nemărginit al înțelepciunii lui Dumnezeu. Apoi versetele 2 și 3. Fac să rămâne mult... puțin la 1. La uh, nu cumva, în contextul uh, poporului Israel, Pavel era considerat un trădător din punct de vedere iudaic, ortodox iudaic și ca atare, după ce a vorbit în capitolele anterioare despre accesul neamurilor la uh, neprinderea care se capătă prin credință, acum uh, vine și arată de fapt imaginea care cuprinde și Israelul, cum uh, vedeți acest aspect. Posibil că erau unii dintre evrei care l-ar fi considerat pe Pavel așa și ar fi fost bine pentru ei ca Pavel să aibă o astfel de abordare. E foarte posibil să existe așa ceva, dar cred că Pavel nu era neapărat interesat să-și redăbândească un capital pe care l-a pierdut, deși ce spuneți dumneavoastră este important, din, consider eu, dintr-un alt punct de vedere. Și dacă uh, ascultați raționamentul acela ce am asupra versetului 2, să înțelegeți că există o legătură cu ce a spus și cu ce vreau să spun. Bene, mă rog. În ciuda durerii pe care Pavel o simte uh, și plin de întristare, el va spune adevărul și vrea să spună adevărul și va spune adevărul dureros pentru. Unii. Fie că e vorba dintre neamuri sau dintre e, evrei. Dorința lui Pavel pentru mântuirea evreilor este suficient de mare încât aproape că acceptă lepădarea personală, aproape că vreau eu însu să fiu anatema sau despărțit de Dumnezeu, să-mi asum mânia lui Dumnezeu, reversarea, doar ca ei să fie mântuiți. Și revine la începutul capitolului 10, vom vedea exact cu aceeași dorință, o dorință despre care îl spune prin durerea și întristarea care se manifestă personal vrea să o scoată în față. Dacă ne amintim că unii dintre cei care erau, se numeau evrei religioși, umblau și urmăreau să-l omoare, dragostea lui Pavel apare de-a dreptul asemănătoare cu a lui Hristos. Dragostea iar, și iar lui. atitudinea lui se aseamănă cu a lui Moise de odinioară, Moise la care țineau așa de mult evrei, nu-i așa? Bună completarea! Și el a dorit să-i fie scos numele din cartea vieții doar ca națiunea lui Israel să nu piară în pustie și să ajungă în beneficiul promisiunilor pe care Dumnezeu le-a făcut. Nu era o contradicție până la elucida în capitolele 90-11 problematica Israelului ca națiune, nu era o contradicție între Romani 1 cu 16, cred că acolo scrie, da, unde se spune de Evanghelia care este mai întâi a iudeului și apoi a grecului, adică a neevreilor, cu realitatea existentă în acel moment și din nefericire și în prezentul în care suntem în momentul de față. Așa este, pare o contradicție, Pavel cunoaște și teologia, cunoaște și adevărul, cunoaște și voia lui Dumnezeu și dedicarea lui Dumnezeu de a da mântuirea întâi iudeului și apoi a grecului, dar pe altă parte el cunoaște și realitatea tristă. Durerea lui Pavel este cu atât mai mare cu cât această realitate îi aduce foarte multă întristare. Dar Pavel nu se ferește să afirme adevărul, indiferent cât de mult va place unora sau altora. El va spune, asta este perspectiva lui Dumnezeu întâi a iudeului, apoi a grecului, dacă iudeul a deci, să facă pasul acesta este problema lui. Deci, are o abordare personală în această secțiune de la 9 la 11 și în capitolul 9 în mod special, dar și una teologică și practică. În ce sens? Păi teologică este că sunt destul de multe aspecte doctrinare care sunt menționate în aceste capitole despre care vorbeam și în capitolul 9, și o să vorbim despre ele la rând și aplicativă în sensul că sunt lucruri cât se poate de clare pe care le-au greșit evrei și de care noi suntem atenționați să nu facem aceeași greșeală pe care au făcut-o ei. În versetul 2 apare un paradox și îl supun discuției. Simt o mare întristare și o durere necurmată în inima. Pe de o parte, tot Pavel spune bucurați-vă întotdeauna în Domnul și aici se spune că are durere necurmată, deci în inima. E posibil să ai și bucurie și durere în același timp în inima? Da, Durerea, întristarea uh, sunt sentimente și trăiri circumstanțiale care sunt legate de anumite lucruri, de anumite întâmplări, de anumite împrejurări și așa mai departe. Pe când bucuria este ceva în urma unei decizii. Eu decid să mă bucur în Domnul, spune Pavel Filipenilor, chiar dacă sunt la închisoare, chiar dacă urmează să fiu turnat ca o jertfă de băutură și vă cer și vouă, care treceți prin încercare, bucurați-vă. Bucuria este o decizie, bucuria este o consecință a faptului că noi suntem mântuiți și spunea el în capitolul 5, este un beneficiu al faptului că suntem socotiți, neprineriți prin credință. Avem bucurie în ciuda necazurilor. Ar putea să fie și planuri diferite, bucuria să fie mai degrabă o caracteristică a duhului, iar întristarea circumstanțială orientată spre, spre elemente concrete să fie Sentiment. mai degrabă la sentimente la nivelul sufletului. Da. Haideți să mergem atunci și mai departe, să lecturăm și voi citi tot eu versetele 4 și 5. Și, de fapt, aici prezintă toate aturile, toate privilegiile și le vom lua cât se poate pe rând, dar foarte succint, ale evreilor. În primul rând, ei sunt izraeliți. În al doilea rând, completez ei, au eu, au înfierea. În al treilea rând, au slava. Al patrulea rând, legămintele. Al cincilea rând, darea legii. Șase, slujba dumnezeiască. Șapte, făgăduințele. Opt, patriarhii. Iar din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Iată nouă privilegii, nouă binecuvântări speciale ale lui Israel. Haideți să ne referim foarte pe scurt la fiecare din ele. Mi-am pregătit un material pentru prezentarea de astăzi și m-am luptat cât am putut să fiu de succin, pentru că e defectul ăsta profesional al predicatorului de a se lungi și atunci am încercat cumva într-o frază să cuprind pe fiecare dintre ele de așa manieră încât să fie înțelese de ce sunt socotite privilegii și mari binecuvântări. Faptul că sunt izraeliți pleacă de la numele dat de Dumnezeu unui popor, unui singur Popor prin Iacov pe care l-a numit Israel. Deci, este poporul ales al lui care vine din cel care luptă cu Dumnezeu sau, după interpretarea altora, cel care vede pe Dumnezeu sau reușește să vadă lumina lui Dumnezeu în sensul să-l cunoască pe Dumnezeu. Este un privilegiu extraordinar. Un singur popor poartă acest nume dat de Dumnezeu. Apoi, înfierea este al doilea privilegiu. Dumnezeu a inițiat înfierea lor prin alegerea lui Avram ca Tată al tuturor evreilor n-a fost niciun fel de merit al lor. L-a adoptat ca popor și a considerat Israelul ca fiu al lui Dumnezeu, ca primul său fiu. Citim în Exod 4 cu 22 când se face reproșul prin Moise către faraon să lase pe întâiul meu născut, întâiul meu fiu din, din familiile lumii să plece. Prin acest atribut de întâi născut, Israel primește toate drepturile binecuvântării de care beneficiază întâiul născut cu datoria de a le purta spre lume. E un privilegiu, dar și o responsabilitate. În al treilea rând vorbeați despre slavă, slava lui Dumnezeu care le-a fost descoperită în mijlocul lor în nenumărate rânduri. În mod special la coborârea slavei lui Dumnezeu peste cort, apoi prezența slavei lui Dumnezeu în templu. Și mă întreb ce mare privilegiu să-L ai pe Dumnezeu care decide să locuiască în mijlocul tău, să fie acolo cu tine. Legămintele, o frumusețe de subiect legământul avramic, legământul mozaic cu Moise, legământul davidic, să vorbim doar de cele trei care, de care deja până în momentul acela Israel beneficiază, în momentul scrierii epistolei, sunt legăminte prin care Dumnezeu sublinia alegerea lui Israel ca o relație de favoriți dintre celelalte popoare. Dar în virtutea acestor legăminte sau contracte divine, Dumnezeu le promite credincioșie pe de-o parte și le cere lor consacrare credincioșie și dedicare. M-am gândit la ce să spun când e vorba de lege și am găsit ceva foarte frumos. Legea fiind voia lui Dumnezeu descoperită lor în decalog și cu toate celelalte completări, am găsit în tot în epistola către romani, ca să înțelegem bine în contextul cărții ce înseamnă asta, spune Pavel în Romani, capitolul 3, cu versetul 1 la 2, numindu-i pe ei că sunt mari ce mari sunt ei evreii pentru că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. De altfel în Deuteronom 4 cu la 8 spune mai este vreun popor? Voi sunteți singurul popor care să primească legi așa de drepte și de bune. O favoare extraordinară să primești de la el, de la Dumnezeu ce vrea el și să știi precis ce care este voia lui Dumnezeu spre beneficiul tău. Cu privire la slujbele, slujbele divine, Aici vorbim despre dreptul de a sluji. Nimeni n-a avut dreptul să slujească de câte vrei să slujească înaintea lui Dumnezeu. Privilegiul de a se închina. Închinarea nu este obligație în primul rând. Este un privilegiu să te închini lui Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu de așa manieră încât să-ți dai seama că merită toată închinarea. Ei au avut acest privilegiu de a se închina, de a jertfi lui Dumnezeu, de a oficia în templu, apropo, de a intra în Sfânta Sfintelor, în locul prezenței lui Dumnezeu. Doar oameni din națiunea lor puteau să facă lucrul acesta. Domnul face din Israel, spune Scriptura, o împărăție de preoți. Slujbele dumnezeiești puteau astfel fi îndeplinite doar de oameni aleși și împuterniciți de Dumnezeu, fără nicio abatere. De la cele mai înalte slujbe cum a intrat și a reprezentat poporul în Sfânta Sfintelor, până a avea dreptul să prins de chivot în ce măsură și cine avea dreptul să se atingă de el. Erau slujbe precise care însemnau uh, favoruri și privilegii pentru Israel. Și, și ajungem apoi, la promisiuni. Da, da? Așa. Suntem la promisiuni. Națiunea cu cele mai multe promisiuni dumnezeiești împlinite multe și o mare parte dintre ele... Nu, nu cumva s-au împlinit toate deja și ca atare nu mai e nevoie de poporul evreu să intre ca națiune în grațiile divine. Au primit o țară, au primit Ierusalimul, l au primit templu, l-au primit pe David ca rege, au devenit o împărăție, au primit un legământ nou prin Ieremia, dar încă n-au intrat. 31 cu 31, deci vorbiți intrat. ironic, evident. Spuneam, e un legământ în care încă n-au intrat, deși era făcut lor și puteau să beneficieze. Și-a menționat legământul Avramic, Mozaic și Davidic, dar n-au intrat și în celălalt care era în primul rând făcut lor. Ce să mai vorbim despre ce uh, celelalte legăminte care privesc perspectiva escatologică um, cu caracter mesianic al vremurilor din urmă. Promisiuni exclusiv pentru națiunea lui Israel. Deci aceste promisiuni încă își vor găsi împlinirea Aș zice aproape, mă rog, nu putem spune majoritatea, de o bună parte dintre ele... Toate care fitur. au fost făcute pentru ei, toate vor fi împlinite. Dumnezeu rămâne credincios făgăduințelor sale. Nu știm nu, cum, dar nu, toate se nu vor nu împlini. Cumva ceea ce scrie în Vechiul Testament legat de promisiuni s-au transferat de la poporul evreu la biserică și uh, blestemele toate sunt... Uh, valabile pentru ei. Deci, acum nu vreau să discut despre subiectul ăsta, o să vă spun doar că nu sunt de acord cu teologia înlocuirii, este un subiect foarte vast pe care probabil vreodată o să-l abordăm într-o anumită emisiune, nu pot fi de acord o cu așa să vă propun ceva. să veniți cu un alt invitat care susține teologia înlocuirii, ne deja pregătim, am, am, discutat cu acea persoană și ne pregătim și venim cu face ceva mai, mai tăios aici. La ok, mai avem încă două privilegii foarte importante. Patriarhii patriarhi. Eu vorbesc de tatăl meu care cânta la frunză, de bunicul meu care era ceteraș la și mijna nu știu pe unde și așa mai departe s-a terminat. Dar care națiune vorbește despre părinții noștri, părintele nostru Avram, Isaac și Iacob? E singura națiune care are patriarhi pe acești oameni pe care pe fiecare dintre ei Dumnezeu i-a ales prin uh, decizia sa uh, suverană, uh, patriarhii aceștia de fapt leagă pe Israel de Dumnezeu și de numele lui Dumnezeu și sunt canalele prin care Dumnezeu le aduce toate binecuvântările care pot veni doar de la, de la Dumnezeu. Și ultima, uh, ultimul privilegiu, ultimul atu, așa ați numit la începutul discuției noastre despre asta, Hristos după trup, Isus nu doar că l-au avut pe Dumnezeu cel mai aproape, națiunea care l-a avut pe Dumnezeu cel mai aproape de ei, dintre toate națiunile, ca o desăvârșită binecuvântare, spune aici Pavel, Isus s-a născut în poporul Israel, din Maria, care era din sămânța Davidică, pe linia descendenței regale din David. Lucruri mari. Lucruri mari. Unii consideră că, sunt, că tot răul din lume a venit prin evrei. Și sunt astfel de oameni. Uitând să observe că cine vrea să se considere blestemat, să zic așa, defavorizat în lume, într-adevăr, prin Marx, Engels, prin alți exponenți al iudaismului apostat, pot să spun așa, pot să fie într-o situație negativă, dar când punem în oglindă beneficiile prin Isus, mântuirea lumii, mântuitorul lumii, Dumnezeu spune prin Isaia, ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut. Și totuși i-a adus truguri sălbatici. Și acum o întrebare mai aplicativă. Există riscul că în ciuda și tocmai din cauza multiplelor binecuvântări a buiecimii, cum zicem noi aici prin Ardeal, așa, omul să-l ignore pe dătător după modelul negativ al lui Israel și în abundență să se întoarcă de la dătător spre daruri? Să-și pu să pună încrederea în acestea? Iau întrebarea asta ca una retorică, pentru că adevărul care trebuie ca răspuns la întrebarea pe care a spus este foarte bine ilustrat tocmai în acțiunea sau în reacția lui Israel la toate binecuvântările pe care Dumnezeu le dă specific lor față de toate celelalte națiuni. Aceste binecuvântări nu sunt din nefericire pentru ei ceva pe care ei îl neglijează, ci devine o mare durere și face mult mai greu să înțelegem noi de ce ei au procedat așa. Deși dacă ne-am uitat la viața noastră și noi suntem tributați acestui tip de reacție. Dumnezeu ne binecuvintează și foarte ușor să ne asumăm merite, considerăm că lucrurile sunt în regulă, ne obișnuim cu ele, devenim confortabil cu starea asta și uităm că tot ce suntem și avem este datorită lui Dumnezeu. Și cu ocazia asta vreau să îndemn telespectatorii să se gândească foarte bine. Poate vă amintiți de toate binecuvântările pe care Dumnezeu vi le-a dat și probabil de unele dintre ele ați uitat. Nu uitați că cel care ne ține cu viață este Dumnezeu și nu ar vrea. Să avem o reacție care să îl dezonoreze pe el. Dumnezeu să vă binecuvânteze să aveți atitudinea potrivită față de binecuvântările lui. Versetul 6. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu. Altfel, dar aceasta nu înseamnă că ar fi rămas cuvântul lui Dumnezeu fără putere. Vom vedea la ce se referă. Căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Se lansează aici o întrebare, și, într-un fel, se și dă răspunsul în același verset dar urmează în pasajele, în versetele următoare să se explice mai mult. Noi avem doar 15 minute și nu vom reuși să prindem toată explicația, dar vom continua. Deci care este întrebarea de mare profunzime și care este răspunsul dat pe scurt și apoi explicitat în versetele ulterioare. Pavel surprinde ceea ce se ridică în mintea oamenilor atunci când văd cât de bine au fost oamenii, dar în același timp ei cititorii știau ce a făcut Israel. Și atunci întrebarea ar fi ceva de genul: ăsta. a rămas Cuvântul lui Dumnezeu fără putere, a căzut la pământ Cuvântul lui Dumnezeu, falimentul lui Israel era din clar. Ce, din ce cau? A, așa, din cauza de falimentul. ce au falimentat ei? Era clar întrebarea. De ce au falimentat? Sau Cuvântul lui Dumnezeu privitor la viitorul lui Israel nu mai are valabilitate? Sau este anulat Cuvântul pe care Dumnezeu l-a spus și tot planul pe care l-a făcut, a rămas el fără putere? Să fie oare alegerile lui Dumnezeu greșite? și Să fi fost planul lui Dumnezeu un nepotrivit? Astfel. De întrebări au început să vină în mintea neamurilor și chiar ale evreilor creștini, care au văzut că cei mai mulți dintre ei deveniseră necredincioși și l-au respins pe Dumnezeu prin necredință. De fapt, de aici încolo, în epistolă, Pavel înțelege că trebuie să lucreze cu mintea cititorilor și am găsit întrebări, am găsit vreo 26 de întrebări în capitolele astea întrebări care sunt adresate minții și care determină pe cititor să raționeze și să asculte. De fapt, răspunsul la aceste întrebări sunt formulate în niște argumente ale dreptății lui Dumnezeu, ale neprihănirii lui Dumnezeu în alegerile pe care el le-a făcut și există o listă întreagă, dar imediat în partea a doua versetului 6, cum aș citit și mă bucur că aș citit tot versetul, este Răspunsul pe care ulterior îl lămurește. De ce ăsta este răspunsul? Da, Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare, numai că nu toți cei care coboară din Israel sunt Israel. Adică se potrivește celor pe care Dumnezeu i-a socotit Israel 100%. Deci, nu toți cei din Israel sunt aleși lui Dumnezeu în calitatea de israeliți adevărați care să merită, după cum spuneați mai devreme, acel calificativ pe care să vechiul Iacov... Să se califice vechiul... pentru chemarea pe, pentru da, pe care Dumnezeu l-a făcut. Meritul e impropriu, spus mm -hmm. că vine de la Dumnezeu. Deci Iacov fusese cândva Iacov, da? în Geneza citim lucrul acesta, și a devenit Israel în urma unei transformări radicale. radicale. Cum să facem? Mai avem 12 minute. Haideți să continuăm măcar cu unul din cazurile care se dau aici. Da, pentru cred a explica... din două două perecle putem lămuri. Da, încercăm. Deci, pe de o parte, se afirmă răspunsul general, nu toți cei ce se coboară din Israel sunt în Israel, nu toți cei ce se numesc izraeliți sunt izraeliți. Și apoi versetul 7. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram. Ce este scris? În Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele, aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copiii lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță, căci cuvântul acesta este o făgăduință, pe vremea aceasta mă voi întoarce, i-a spus Dumnezeu lui Avram și Sara și Sara va avea un fiu. O să fiu foarte succint, mi-am ales bine cuvintele pentru că am dorit foarte mult ca cei care ne ascultă să înțeleagă cel puțin ce vreau să spun. Vor fi sau nu vor fi de acord? Primul copil născut din Avram a fost Ismael. Dar cel pe linia căruia Dumnezeu a promis binecuvântarea este Isaac. Diferența mare este că Ismael s-a născut fizic din Avram, dar s-a născut din dorința lui Avram și al Sarei de a avea un copil și nu din promisiunea lui Dumnezeu. Pe când Isaac s-a născut prin făgăduință și acolo este citatul, mă voi întoarce pe vremea asta și vei avea un copil. Dumnezeu numește pe Isaac Cerându-l ca jertfă acolo pe muntele Moria, singurul fiu al lui Avram, așa îi spune, să-l aduci pe Isaac, singurul tău fiu. Dumnezeu știa că mai este Ismael. Și totuși numește pe Isaac ca singurul fiu pentru că Dumnezeu considera că doar Isaac este cel care contează. Mai mult Avram a avut alți copii din Chetura, dar singurul primit prin făgăduință cu un scop divin este Isaac. Un motiv pentru care este dat exemplu aici. Isaac și Ismael, Ismael și Isaac, este pentru a înțelege expresia nu toți cei care se coboară din Israel sunt Israel, că nu este suficient să fii descendentul fizic al lui Avram, că nu, pe, nu linia de sânge este decisivă înaintea lui Dumnezeu, ci ceea ce contează este să fie alesul lui Dumnezeu și să faci parte din planul lui Dumnezeu. Nici un evreu și niciun alt om nu va ajunge prin apartenență sau alegere necondiționată, considerat mântuit, ci doar dacă cei care intră prin promisiunea lui Dumnezeu prin credință. Fac referire aici la ceea ce spune Apostolul Pavel în Galaten, capitolul 3, unde Iisus Hristos este numit sămânța unică promisă lui Avram. Și ultima afirmație, Pavel dezvoltă detaliat faptul că Dumnezeu a promis moștenitorul și prin puterea lui s-a născut Isaac, spune versetul 7b. Deci avem promisiunea, făgăduința și avem puterea lui Dumnezeu în miracolul zămislirii. De aia spune Pavel, nu toți sunt Israel. Uh, paradoxul pare și mai accentuat dacă fost, a fost ales unul din doi copii ai unor femei distincte, mame diferite. Agar așa, și Sara. Așa, în versetul următor, ia să vedem, vom citi până la 13, 10 la 13, ba mai mult, tot așa a fost cu Rebecca. Ia zămisli zămislit doi gemeni numai de la părintele nostru Isac, Căci măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, să a zis cel mai mare va fi robul, rob celui mai mic, după cum este scris, pe Iacob l-am iubit, iar pe esaul l-am urât. Aici, deja, protestele raționaliștilor sunt la apogeu. Cred că Apostolul Pavel merge bine cu argumentarea și curge pe linia aceasta a patriarhilor. S-a vorbit de Avram, de Isaac, acum e vorba de soția lui Rebecca, a părintelui nostru din care s-a născut sau și Iacov, și privește și pe Iacov, care este cel de-al treilea patriarh. Observați tot raționamentul discuției despre Nu toți sunt Israel, merge pe această linie a patriarhilor. Prima generație, a doua generație. Foarte bine. Așa, așa și, pentru că el este logic și rațional și foarte bine așezat. Rebeca rămâne însărcinată cu gemeni, spune de la părintele nostru Isaac, deci Avram Isaac și urmează pe Iacob, dar linia promisiunii continuă prin Iacob. Dumnezeu este cel care cheamă, spune versetul 11. A, așa ar trebui să fie, ca să rămână în picioare, cel care cheamă, hotărârea celui care cheamă după planul său, așa cum spune în Romani 8 cu 28. Toate lucrurile lucrează împreună, așa mai departe, pentru că Dumnezeu este cel care cunoaște și face chemarea. Și nu e vorba de fapte și de merite, pentru că nici Esau, nici Iacov nu făcuseră niciun fel de faptă înainte ca să poată fi ales, pe, să poată fi considerat. Și așa Dumnezeu are libertatea să spună, al doilea este a, alesul, Genesa 25 cu 23. Din nou, Iacov este cel care intră pe linia promisiunii lui Dumnezeu, precum Isaac, iar Esau rămâne în afara liniei promisiunii precum Ismael. Nu tot ce se coboară din Israel este Israel. Foarte interesant că aici se arată că nu prin fapte. Deci vom vedea în episodul următor că se contestă ideea predestinației a hotărârii mai dinainte în baza preștiinței lui Dumnezeu. Oarecum. Adică faptul, nu omul este cel care hotărăște, ci Dumnezeu este cel care hotărăște mântuirea. E aici o teorie extraordinar de, de laborioasă, nu putem să intrăm în ea. Dar ce puteți să ne spuneți de pe Iacov l-am iubit, pe Esau l-am urât, înainte ca aceștia să fie săvârșit vreo faptă, înainte să își fie arătat caracterul uh -huh. și despre ce ură? Poate fi ură în Dumnezeu care este dragoste? Dumnezeu poate să facă ce vrea. E suveran dacă vrea să urască, dar nu o va face niciodată. Ca să spui că Dumnezeu nu poate aia, nu poate aia. Dumnezeu poate să facă, facă orice, dar caracterul său de săvârșit și acțiunile sale întotdeauna în favoarea oamenilor ne învață că Dumnezeu nu va urâ niciodată, în sensul în care noi înțelegem ceea ce înseamnă ură. Pe Iacob l-am urât și pe, pe Iacob l-am iubit și pe Saul l-am urât. Este un citat pe care apostolul Pavel îl folosește din Cartea Profetului Maleahii. Acest adevăr pe care îl exprimă nu este doar o consecință a diferenței clare între tendința spre rău a lui sau și tendința spre bine a lui Iacov, ci faptul că citatul este folosit după secole de existență și istorie a uh, națiunilor care se nasc din ei, putem deduce chiar din contextul, dacă ne ducem în Maliahi așa cum știm, noi ne ducem în contextul din care este luat un verset și ne dăm seama că de fapt Dumnezeu se referă la Edom care a devenit un inamic, un vrăjmaș, adversar permanent al națiunii lui Israel, cu toate consecințele. Și Dumnezeu spune, nu are nicio șansă, ba mai mult. Când Dumnezeu spune, E Domn, nu se va ridica, E Domn spune, Ba da, o să ne ridicăm, o să rezidim în teritoriile noastre și tot ceea ce Dumnezeu a stricat, că n-a fost voia lui, vom rezidi. Acest tip de îngânfare și de semeție Dumnezeu urește și nu va fi de acord niciodată cu asta. Că tare acea alegere suverană nu este arbitrară. Nu? Chiar dacă noi nu putem înțelege și haideți chiar să citim. De deci ce vom zice? Și eu pun această întrebare invitatului. Ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu, versetul 14. Nici de cum. Că el a zis lui Moise, voi avea milă de oricine -mi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Așadar nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Da, cu această întrebare Pavel surprinde care ar putea fi reacția rațională a celor care citesc epistola. de deci, stai un pic, dacă e așa cu Esau, cu Iacov, cu, Isra cu, cu Ismael și cu Isac, pe Dumnezeu poate fi și nedrept. Că pe la vrea, de ce vrea așa și nu vrea așa? Sau Ei, cel puțin nu, nu depinde de mine, depinde de Dumnezeu. dar... De fapt, Pavel spune că în aceste cazuri pe care el le-a selectat și revin, le-a selectat pe linia patriarhilor, pe linia și celor care vor croi destinul întregii națiuni cu scopul de a demonstra că nu toți cei care se coboară din Israel sunt Israel, aveau un scop foarte clar. Pavel spune în aceste cazuri prezentate de el cu un anumit scop că nu e vorba de dreptate aici, că asta ar fi presupus meritele cuiva, ci e vorba de voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu suverană, de a alegele prin milă și și îndurare a unor oameni, a unor comunități pentru roluri diferite. Cine ar putea limita dreptul lui Dumnezeu de a alege pe cine vrea el? Pe de altă parte, când vorbim despre milă și de îndurare, nimeni nu va merita niciodată. Manifestarea milei și îndurării lui Dumnezeu întotdeauna va trebui să fie ceva care ne surprinde să spunem cum de am avut parte de mila și de îndurarea lui Dumnezeu. În Romani 11 cu 32, și vom vedea și acest verset, scrie: Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare. Sensul în original este: i-a îngrădit pe toți oamenii în neascultare ca să aibă îndurare sau milă de toți. Deci, chiar dacă aparent sunt uh, uh, selectați oameni față de care Dumnezeu uh, își manifestă milă și alții față de care nu manifestă, uh, Dumnezeu, în realitate, pe toți. Îi are în vedere, iubește întreaga lume, vrea mântuirea întregii lume. Nu dar... i-a trimis în ascultare, oamenii au intrat în ascultare și odată ce au ajuns acolo le-a descoperit că de fapt n-au cum să iasă de acolo decât prin faptul că îl recunosc pe Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn. Vom depăși puțin 50 de minute, nu o să fie o problemă. Haideți să vedem și ultimele versete, respectiv de la 15 la 18, care ne-am propus să le parcurgem. Uh, fiindcă, versetul 17, fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Astfel el are milă de cine vrea și împetrește pe cine vrea. Dar îmi vei zice atunci de ce mai bagă vină, că cine poate sta împotriva voi lui. Dar deja aspectul acesta, de la 19 încolo, să-l tratăm în versetul următor. Care este deci, rolul evidențierii lui Faraon în toată această poveste? Pavel discuție? spune clar, nici de cum Dumnezeu nu este nedrept, răspunzând la prima întrebare, și nu bagă de vină. Dumnezeu nu este ca și noi, nu este capricios, nu bagă de vină, nu încearcă să spună, ok, nu eu sunt de vină, ci voi sunteți de vină, eu, uite, planul meu a fost bun, dar planul vostru a fost unul rău. Noul ăsta duet, ca să folosesc cuvântul și expresia pe care ați introdus-o, dintre Moise și Faraon, sunt doi oameni care au două roluri diferite. Moise este ales pentru un rol pozitiv și Faraon este ales pentru rolul negativ. Moise va beneficia de prezența lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu, prin ascultare prin consacrare pe când Faraon va fi pedepsit ca răspuns al împietririi repetate a inimii față de cuvântul Domnului. De câte ori s-a dus Moise la el și spune Faraon și-a împietrit inima Faraon și-a împietrit inima și așa mai departe chiar dacă este alegerea lui Dumnezeu Faraon este responsabil de atitudinile lui nenumărate de încăpățânare, necredința ignorarea și împietrirea vor duce la împietrire definitivă. Asta spune acolo cuvântul lui Dumnezeu. Îl primești parcă o capacitate diabolică de a respinge și data viitoare. Împietrirea inimii tale îți adune o comoară de mânie pentru dreapta judecată. O dreaptă judecată spune clar că este datorită... Sau în altă parte scrie că uh, neștiința în care se află din pricina împietririi inimilor, deci nu necunoașterea este primordială, ci împietrirea inimii, atitudinea voinței, uh, Persistența direcție în necredință sau duce la împietrire. Așa este. Și cred că ăsta este motivul pentru care uh, Dumnezeu prin Pavel aduce și acest cuplu în discuție să înțelegem că de fapt Dumnezeu rămâne drept chiar când privim la această imagine a celor doi. Suntem responsabili de toate consecințele pe care le putem avea atunci când ne împietrim inima față de cuvântul Câteva lui Dumnezeu. concluzii finale, mai avem un 4 minute da. cu, cu, cu har și îndurare depășind cele 50 obișnuite sau 49. Voi fi foarte scurt. Aș vrea să vorbesc, în primul rând, despre aplicații pentru noi, din ceea ce privește durerea și emoția lui Pavel. Dragii mei, aș vrea să ne întrebăm sincer, care este atitudinea pe care noi o avem acum față de Israel? Acum când știm istoria tulburătoare a 2000 de ani dramatici pentru această națiune? Acum, înainte de venirea Domnului Isus Hristos? În aceste vremuri, când multe națiuni au o atitudine împotrivă, antisemitismul este doar în teorie condamnat. În realitate, multe acțiuni dovedesc contrariu. Ce atitudine avem noi, noi credincioșii și voi ceilalți dumneavoastră, ceilalți care ne ascultați față de națiunea aceasta lui Israel? Să simțim și să iubim sacrificial pe cei nemântuiți este o lecție mare pe care o primim de la Apostolul Pavel. Să ne pese de națiunea noastră, de poporul român care trece prin grele încercări. Să ne rugăm pentru salvarea rudenilor noastre, să dorim și să ne implicăm, să nu abandonăm pe cei care sunt căzuți, să ne încredem în Dumnezeu pentru mântuirea. Oamenilor, aceasta este o lecție mare pe care o învățăm de la Pavel. O altă lecție care o învățăm de la Israel lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și binecuvântările pe care le dă fiilor oamenilor? Ar fi bine ca noi să nu avem răspunsul lui Israel față de privilegiile pe care le primim. Pentru că privilegiile și binecuvântările ne fac nu doar special, ci ne fac și responsabili. Acestea nu ne conferă imunitate la păcat și nicio garanție, precum un cec în alb pentru viața veșnică, ci felul în care răspundem la binecuvântările lui Dumnezeu. Și ultimul lucru, dacă Israel s-a închis în necredință, în ciuda tuturor binecuvântărilor primite. Și noi ar trebui să avem mare grijă la modul în care ne raportăm la privilegii și binecuvântări. Și Dumnezeu știe fiecare dintre noi cum răspundem față de tot ce am primit. Dumnezeu să ne dea gândul cel bun. În ultimul verset tratat aici, versetul 18, îl repetăm. Dumnezeu are milă de cine vrea și îmi petrește pe cine vrea. Cred că ar trebui să reflectăm mai mult la mila, care e un fel de sinonim al harului, al îndurării lui Dumnezeu. În Efesen 2.8.9 scrie, prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, ce este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte să nu se laude nimeni. Aici este marea problemă și a fost marea problemă a evreilor și o vom uh, analiza în episoade viitoare. Ei au beneficiat atâtor binecuvântări, s-au încrezut în acele binecuvântări, s-au încrezut în statutul lor, uh, au uitat că sunt doar o ființă creată și că creatorul trebuie să aibă prioritate și cinstea care se cuvine. Fie deci să contăm pe harul și mila lui Dumnezeu. Amintisem și altă dată, am consiliat-o pe mama vitregă, mă rog, tata fiindcă mama mea bună a murit la 61 de ani, a plecat la Domnul, s-a recăstorit și urma să plece de pe acest pământ și a doua a soție a tatălui meu, de timp a plecat și el la 93 de ani, și am întrebat-o, după ce am conciliat, am spovedit-o, totuși ce te face să crezi că Dumnezeu te va primi în împărăția lui? Și a zis cu vocea între am încredere în Domnul Isus. Dacă noi nu vom merge la avea încredere în mila lui Dumnezeu, ci vom conta pe meritele noastre, dacă nu vom dezbrăca haina meritelor personale și să îmbrăcăm haina meritelor lui Hristos, nu vom putea să fim mântuiți. Dar, așa cum ne spunea invitatul nostru, mila lui Dumnezeu este nespus de mare, în ciuda faptului că nu înțelegem noi tot ce se întâmplă sub soare. Dacă am înțelege, am Dumnezeu, ori noi suntem doar ființe create. O frază de încheiere. Dumnezeu să vină cu viteze telespectatorii noștri. Vă invit să urmăriți episodul următor dacă doriți să înțelegeți întregul adevăr pe care Apostolul Pavel îl explică în capitolul 9. Și mi-ar face plăcere să ne revedem. Așadar, la capitolul următor vom continua, începând cu versetul 19, care e un verset provocator. Atunci, de ce mai bagă Dumnezeu vină? Haideți să uh, citim Biblia, să cerem lumina Duhului Dumnezeu și Duhul Dumnezeu ne va clarifica și sperăm și într-o câtva aceste discuții pe care le avem în studio să-L cunoaștem pe El, să ne asemănăm cu El și să-L facem cunoscut și altora. Dumnezeu să ne ajute! Mulțumim invitatului, vă mulțumim dumneavoastră și în cel mai înalt grad îi mulțumim lui Dumnezeu că aduce în fața noastră texte chiar dificil de înțeles, dar folositoare.